Dar zi-mi, mai zi-mi de asta, de TT. Eu sunt, pentru că știu că foarte multă lume se întrebe chestia asta. De ce, unde, când, da, cum? Tradițional l-am făcut în ultima săptămână din august. Dar zi-mi întâi ce e, de fapt, ca să vă suntem... Este un tur care începe lunea, se termină duminică dimineață, o săptămână, și parcurgem aproximativ 1500 de kilometri prin țară. 1500? Da. În primul an am plecat de la Brașov la Sibiu. Și presupun că nu... Mare. Presupun că numai prin Coclaur. Da. Numai... Și mergem tot felul de drumuri de-astea lăturalnice, comunale, forestiere. Și imaginez că peisajele sunt fantastice. Da. Sunt și de asta și vreau să-l păstrez așa, ca tur, și să mergem ca nomazii, tot timpul să ne schimbăm locația, că la sfârșitul turului, când te uiți înapoi, zici, mamă, dar pe unde am fost, frate? Uite, au trecut 5 zile și am fost și acolo, și acolo, și acolo, ca așa, peisaje frumoase găsești într-un singur loc. Poți absolut să faci un base camp, faci niște bucle și e ok. Da. Da, frumos este să se întindă kilometri și să... Mi se pare că eu de fiecare dată când mă duc prin munți așa cu Coclaur și mă duc cu mașina, când mă duc pe drumuri care sunt forestiere neapărat. Eu merg aminte prima oară când am fost la peștera, la hotel peștera, îl știi probabil. Da. Și eu am rămas surprins, că am zis, păi, credeam că știu, dar nu știi. Țara asta mi se pare că este incredibil de, de bogată la nivelul ăsta. Partea care îmi face cea mai mare plăcere, scouting-ul și planificatul și stai pe Google Earth și Maps și Basecamp și Garmin și alea, și alea, și alea, și pleci de acasă cu o idee, te duci pe Coclaur și se schimbă totul. Te duci cu motorul tu direct? Da. Ah. Te duci cu motorul, eu de obicei îmi fac de acasă planul, nu întotdeauna se potrivește. Am avut și momente când... Și pleci singur? De nicio culoare, nu, merg întotdeauna cu încă cineva. Așa, că Doamne ferește. Pentru că motocicletele sunt grele și dacă ajungi într-un boschet, nu poți să o scoți de acolo singur. Da. Am mai mers și singur când am avut încotro, dar nu e deloc recomandat. Și o iei așa, ușor, ușor. Și pe lângă faptul că descoperi că ce ai planificat tu e în regulă și se leagă drumurile și începe să contureze ziua, mai este GPS-ul mioritic, care e foarte mișto. Te oprești și mai întrebi unul. Nene, unde sunt? Unde? Da. N-ai nicio șansă. Hai, domne, că am văzut pe GPS că este track. Da, da. Nu e, domne, nimic. Ăla e în drum. Am pățit așa odată pe munții Căliman, pe undeva. Da, și întreb, domne, dar aici am văzut-o că e drum. Nu e, domne, niciun drum. Asta a fost drum, dar a fost în al doilea război mondial drum. De atunci nu mai e drum. Da. Și pe Google Maps se arăta în continuare. Da, drumul acolo. Și mi-a zis, nu, te întorci, o e așa și așa. Tare. Și asta e mișto, când stai de vorbă cu oamenii, plus că nu-ți vine să crezi, sunt oameni care trăiesc în pustietate. Da, 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 da. Și te oprești la ei cu o motocicletă de 20.000 de euro, cu tot ce ai pe ea și așa, și se uită și zice, da, poți să o iei pe acolo. Nu ești sigur că poți să trec cu asta? Da, da, da. Da, poți să treci. Frumos cală. Nu, deci știi tu, mă, că poți să trec cu ea. N-ai treabă, merge. Băi, e sigur că să nu mă bage, nu merge. Da, da, da. Am fost niciodată cu mașinile așa incredibil. Eram eu cu un Touareg și doi băieți cu mașini de off-road mai preparat un pic și... A zis ăla, ce domne, aveți grijă că mai încolo e o lespede, s-a uitat la mașini și a zis, tu treci, tu nu treci. Mă, de unde știi tău, că nu plec eu? Și așa a fost. Așa a fost, exact. Deci oamenii știu foarte bine, își cunosc foarte sunt bine. Sunt trăiți acolo, exact. Da. Cred că asta e cea mai faină, cred că îți place și mai mult partea asta, nu? Cum ai spus cu scouting. Este cea mai frumoasă parte. Cât ai plecat de acasă cu chestia asta? În general trebuie să fac de două ori traseul fiecare an, pentru că în fiecare an îl schimbăm într-o anumită proporție. Pentru că sunt mulți oameni care vin la fiecare ediție și nu-i pot limba pe același traseu. Și atunci practic ai două ture de scouting ca să definitivezi tot și după aia tura propriu-zisă. Deci două săptămâni. Deci, asta e la tine. Pentru tine evenimentul înseamnă mult mai mult. Da. Dar e frumos. E... Cât de entuziasmați sunt oamenii pentru chestia în România? Sunt oameni entuziasmați? Da, da, sunt și sunt oameni care și-au cumpărat GS, motocicletă BMW GS, numai ca să vină la tur.
Ce tare e asta. Adică mi-au spus, eu o să-mi cumpăr GS și o să vin la tur. Bine, mă, ok. Și am avut pe unul în primul an care și-a cumpărat GS, i l-au livrat la Brașov, la start. Motocicletă nouă. Deci sunt tot felul de oameni și uite că dorința asta de a participa la asemenea aventuri, să fii într-un anumit grup, să asta e. Ții, să... Da. Mi se pare foarte că nu neg și eu aș vrea pe de o parte să o fac. Pentru mine ce mă oprește poate este strict mă oprește, iar că asta vorbeam și cu un tip de fitness gras. Fiind, trebuie să mă apuc de sal din nou. Și mă gândeam, bă, nu mai am timp. Și adevărul este că e doar o chestie de prioritizare. Dacă e important, o să o faci. Dacă nu, n-ai să o faci. Cu asta basta. Și, în schimb, mă gândesc că pentru la nivel de euforie, distracție, plăcerea asta de, cu adevărat de, știi, de gașcă formată, de războinici, de bărbat. Cred că e de bărbat. Nu vreau să zic acum că nu e, de că poate ai avut și femei la asta, ai avut? Am avut candidate, dar n-am ajuns. Asta e faza. Cred că e de băieți. Și cred că e o chestie care e o chestie de înfrățire, ca să zic așa. Imaginez că leagă niște prietenii. Este foarte mișto. Imaginez. De la prima ediție, oamenii au rămas în contact, au făcut și business-uri împreună. Uh-huh. După n-am avut niciodată de-astea plângeri, că domne, e berea caldă, e camera rece, e mică, e îngustă. Ne-am străduit întotdeauna să oferim cele mai bune condiții și atmosfera este fantastică. În clipa când ajungi seara la destinație, ce toată spart. Lumea, primul lucru este cu botul în bere da. Și începe caterinca cu ce s-a întâmplat pe parcursul zilei. Da, și cred că e fain. Da. E o atmosferă foarte, foarte mișto.